Da, dar nu putem sta pe tot mijlocul cetății. Noi suntem orașii, ne răscumpăm. De Ceaușescu ne-a mutat aici cu Japca din proprietatea noastră. Și a rămas 18 aici păstrăți. 18 aici, de ce trebuia să mă judec? Dacă proprietarul și-a câștigat dreptul lui în primărie și-a câștigat, n-a câștigat primăria și-a câștigat acest proprietar. Primăria trebuia să ne ofere o casă. Noi de 7 ani ne suntem cu oapte. Asta e o evacuare fără ștampie. Este normal la un minor de 9 ani să-i dai evacuare? Unde trimezi minorul ăla de 9 ani? Unde îl trimeți? Unde? Este normal. Să plece un bătrân care stă în clădire ilegală în primărie. Care asta e viața lor. Bucureștenii habar n-au. Bucureștenii nu există o epurare peste o epurare. Mulțumim frumos pentru înțelegere. O zi bună, Bucureștenii. Să vină primarul aici, nu știu ce ne zice, mă. Vă proace mirosul, rahatul care este și pișatul care este. Păi dumneavoastră văd că aveți o pâine, nu știu cum să-i explic. Dar vă cumpere să rămână această clădire monumentală. Unde s-o mut, de ce să-i facă? Uitați-vă cum arată. Păi ce vreți dumneavoastră să spuneți? Păi dumneavoastră să spuneți, că vreți să o mențineți. Păi vreți să o mențineți. Păi ce, un veciu public? Domnișoară. Păi de ce? De ce? Ce e monument scrie acolo? Păi de ce? De ce este un veciu? Iertați-mă, 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 nu trași de mine, da? Nu trași de mine, da? Am o vârstă mai mare, da? Îmi trebuie o pâine de o chestie, că nu ați crescut aici. Păi ne-am vândit în șobolane, după aici am fiecare. Știți, cunoașteți zona asta? Cunoașteți? Nu mai avem loc de parcare, nu mai avem loc de parcare. De ce vreți să mențineți? De ce vreți să mențineți? Nu mai avem loc de parcare, adică dacă mare loc. Istoric. A renovat cineva, a făcut cineva ceva? Și-a dat cineva interesul? Da, nu, și-a dat cineva interesul pentru această cine? Cadere? Primărie și primărie? Nu, primăria are asta în grijă. Ce vreți? Cine vreți dar să facă aici? Noi abăsesc pe Udrea la Purificat. Vă agitați degeaba, vă agitați degeaba. De ce nu e pe doamna Udrea la Purificat? Domnișoară, dar domn Băsescu... Adică sunt nebun sau ce vreți să spuneți? Public. Păi dar nu vă retranjează. De ce nu ia domnul Băsescu pe doamna Udrea la Purificat? Că dânsa visibilă. De la dânsa vă rune treaba asta. De la doamna Udrea vă trebuie. Ce face? Ia mâna de pe mine, n-auzi? Ia mâna de pe mine, de ce mă lăsi? Și amenințați pe sfidarea asta?
Mă întreb de celălalt reținte colegul meu. Nu se poate întâmpla orice în Dubai. Am motive să mă simt panicat, că nu e ok în Dubai. Poate acum ia niște pulane în cap, poate îi se dă un spray în nas, nu e niciun martor, da? De ce l-a săltat de lângă mine? Eu sunt martor că nu făcea nimic, vorbea cu mine de o chestie absolut particulară. Suntem și l-a stat venit, l-a săltat, l-a băgat în dubă. Era pe trotuar, ne-ați recomandat să mergem pe trotuar, l-ați pe trotuar, după aia ați venit, l-ați umflat și l-ați băgat în dubă. De ce? Spuneți-mi de ce? Iau cu aia! Spuneți-mi de ce? Aveți un ordin să stătați anumite persoane sau de ce? Aș fi plecat, că asta mi se pare și mai ciudat. E o zi absolut normală, eu locuiesc în zona asta, nu văd picior de jandarm, zi de zi e plin de interlop. Acum, brusc, văd oameni cum se cade legitimați. De ce? Spuneți-mi de ce? De ce această întorsătură stranie a lucrurilor? Îmi doresc să vă văd zi de zi aici, mizeria asta care e aici zi de zi și nu sunteți aici zi de zi. N-am cum să nu mă revolt, n-am cum să nu ridic tonul la dumneavoastră, mă încerc scuze pentru chestia asta, dar nu vă văd zi de zi când e plin de interlop și de pungași și de toată pleava societății. Și nu sunteți legitimați ONG și oameni cum se cade și urcați în dubă. Vă simțiți bine când vă culcați la noapte acasă, să vă simțiți cu conștiința încărcată, că v-ați luat salariul bine? Că v-ați meritat salariul făcând asta? Vă rog, veniți mâine aici! A rugat un coleg al vostru să-mi dea un număr de telefon, să sun, să spun, uite, sunt mafioți aici în piață, veniți și legitimați-mă, că nu le legitimați pe noi. Aici nu pot să vă dau asta. Dar puteți să fiți aici brusc, spontan, legitimând oameni care nu fac nimic, absolut nimic. Doar trec pe stradă, îi împingeți pe trotuare, uitați în dubă. Spuneți-i că nu trăiesc într-un stat anormal, polițienesc. Și pizda, mă, zic, ce se mai întâmplă? Bă, azi lumea se aici pare că absolut anormal. Inclusiv faptul că ne-am dat să vorbiți cu mine. Sper că ai telefonul încă. La ora asta vrei să iei oase, la ora 1 jumătate. Da, da, filmați ora, dați-ne locația, exact. Un club banana. Da, recepționarul. Are o misiune de negociere eșuată, dacă nu. Sau un club banana. Super negociere. Nu s-au înțeles. Au fost absolut... N-au fost de acord asupra termenii. Da, da, cred că au cerut și un elicopter. Da. Și au zis că le dau doar banii și... Astea abia au venit acolo acum. Eu sunt în partea mea, cum se poate permite luxul pentru că e antică veche. Se pare ceva normal, nu? Monument istoric. E monument istoric, care se zice că nu se poate demara. Pentru că s-a mai comunicat odată aceeași poveste și pentru mine este o greșeală ceea ce facem. O lăsați așa, poate să-i dea drumul din nou, să o renoveze, să o pui pe picioare, să pui băieții, să muncească la fel cum au muncit odată. Dacă vreți treaba asta, dacă vreți să o aruncați în gârlă, o aruncați-o, nene. Părgeți-o, distrugeți-o, făceți bătaie de joc în această țară. Că asta e țara. Nu e a noastră? Deci, hai să punem o întrebare. Dacă lucrul ăla e scump, e de așa manieră și e ceva care e tezaurul țării, poți să demulezi. Nu e urât lucrul ăsta? Să demulezi un lucru bun,
Să o demoleze clădirea asta. Vedeți ce avem acolo sus? Ia vedem ce poate. Nu ca ce puțin. Nu ca puțin. Nu vină cu apă, partea ta. Nu aici. Ce e la? Ce e la de sus? Un turn, da? Cât valorează ăla? Miliarde. Bun. Deci casa asta e o avere, da? Bun. Nu e a noastră. E casa care ne-a dat-o primăria a capitalei, da? Care e punctul nostru de vedere să facem o prostie instantanie, să dărâmăm o vilă care este monument istoric? Cum poți face o greșeală? Asta trebuie să rămâie pe toată viața monumentul ăsta istoric până când o îmbătrâni și generația mea din generația copilor mei. Și li s-a zis că o să fie demolată și a zis că vor să o demoleze. Dar nu știu de ce. Care e motivul? Zic că fac o stradă. Stai puțin, sunt de acord cu tine că faci o stradă. Banii au? Nu se știe nici asta. Nu te-am întrebat. Banii au? Ei nu știu. Păi nu sunt capabili să facă un bloc cu 10 etaje și cu 10 scări, să dea la lume case și vrea să demoleze o casă. E urât gestul. Ca mi se pare urât. Așa ceva nu se poate explica așa ceva. Cum adică? N-au că nu sunt capabili. Nu ei. Sunt guvernați, da? Sunt guvernați, da? Cât sunt în guvernul ăla? Cât judecă cazul ăsta? Pentru că n-au puterea adevărului.